Nana Groza, pus unii pe afară la un show matinal. A dansat lasciv în poala lui Călin Boiar, iar fanii au fost uripilați, se ține de ideea de tinerețe ca de un colac de salvare spart. Loredana Groza a sfidat din nou toate gurile rele și a avut o apariție total nepotrivită la un show matinal. Loredana Groza nu ține cont de gura lumii și continuă să stârnească controverse în jurul său. Loredana Groza, o ținută de dimineață la un show matinal. Fanii sunt de-a dreptul dezgustați, se ține de ideea de tinerețe ca de un colac de salvare spart. Artista a apărut în această dimineață la un show matinal alături de trupa Voltaj. Deși emisiunea s-a difuzat dimineața, în direct, Loredana nu a ținut cont de acest lucru și a ales o ținută cu un decolteu foarte adânc și pantaloni mulați care îi scot formele în evidență. Loredanei mai aveau puțin și dădeau pe afară, fiind taxată de cei care au văzut-o în cadrul emisiunii. Nu știu ce e în capul Loredanei. Se ține de ideea de tinerețe ca de un colac de salvare spart. Păcat de vocea ei, de talentul ei, să cadă pe an ce trece în ridicol. Ne imagine virgulă loc de artistă. E caricatură. Și nu, truburii nu sunt acri când scriu asta, virgulă, a fost comentariul unei internaute. În plus, în timpul momentului artistic, Loredana Groza a început să danseze la sciv și să se onduiască pe lângă Călin Boiar, solistul trupei Voltaj.